toc toc toc, să-l baie pe foc. Bună și gustoasă, ai copii amas. Ea este Mirela, o fetiță de 11 ani dintr-un sat din Bacău. Suferă de o boală genetică, iar la naștere avea doar 700 de grame, mai puțin decât o pâine. Primele luni nu au fost ușoare pentru Mirela. A suferit un accident și a trebuit să fie separată de familie pentru un timp. Trecut printr-o grea cumpănă în viață, tatăl nu a renunțat la fata lui. A făcut tot ce a stat în putere să fie din nou împreună și să-i ofere Mirelei o familie. Dar nu a fost singur. I-a fost aproape echipa comunitară care l-a ajutat să-și țină din nou copilul în brațe. În cele din urmă, cu ajutorul primit, tatăl a reușit să o ia pe Mirela acasă și să-și refacă familia cu o nouă mamă pentru copiii lui. Acum sunt o familie cu 5 copii pe care părinții îi iubesc mult, fără să facă vreo diferență între ei. Am decăzut casa, am avut casa aici, așa era dărâmată, n-aveam unde să stăm, am luat-o și noi de la zero. Da, azi o leacă, mâine o leacă. Am putut să ridicăm și noi. De acolo când am venit, am încadrat fata în familie, indemnizația, fetii, colocația, am adunat banii și am făcut și noi și să vedem. Mirela este în clasa a patra și visează să devină doctoriță. Mama ei, Georgiana, este cea la care fetița se uită ca la soare și se luminează imediat ce mama îi zâmbește. Mama, te iubesc! Și mama te iubește! Da! În ciuda greutăților cu care se confruntă, Mirela poate progresa dacă are acces la servicii medicale specializate. Prin implicarea lucrătorilor comunitari pregătiți de UNICEF, Mirela beneficiază de servicii specializate și are certificat de orientare școlară. Prin serviciile oferite din partea echipei de GSPC Bacău, servicii de logopedie și consiliere psihologică din partea unui psiholog specializat. Fetița a făcut recuperare și starea ei de sănătate s-a îmbunătățit. Vorbește fluent acum. Merge în fiecare marți la recuperare la Centrul Daniel împreună cu părinții. Progresele Mirelei și ale altor copii ca ea depind de serviciile medicale, sociale și educaționale la care au acces. Echipele comunitare locale formate dintr-un asistent social, asistent medical comunitar, consilier sau mediator școlar le oferă copiilor din familii vulnerabile accesul la serviciile de care au atâta nevoie. Dorința mea este bine. Te rugăm, ajută și tu! Trimite acum un SMS cu textul COPIL la 8844 și donează 2 euro în fiecare lună. Sau donează online pe unicef.ro. Ajută-i pe Mirela și pe alți copii ca ea să aibă acces la serviciile de care au nevoie. Îți mulțumim!